candidați din partea PSD, nu? La Foarte primăria probabil. sectorului 3. Acum sunteți membru PSD? Nu. Dar intenționați? Vom vedea. Da, am mai spus-o. Nu-i niciun secret. Am declarat-o deja. Avem discuții foarte serioase în acest sens. Discuțiile au fost fixe în sensul în care următoarea va fi din partea PSD. Vă temeți că se va schimba ceva? Vreți că va avea mai mult succes, credeți? Temerea este în apanajul oamenilor normali. Temerea este o normalitate. Dar nu se înțelege că eu nu am temeri. Dar pe asta chiar nu am. Chiar nu am, pentru că sunt aici, dau tot ce pot și fac cum știu mai bine și plec de la premisa că mai mult de atâta nu pot, că ăstea sunt limitele. Iar ce decid cetățenii, n-am decât să respect total și respect în primul rând pentru dânsii și nu în ultimul rând respect pentru mine. E mult de muncă, sunt riscuri enorme, dar și satisfacții pe măsură.